my God! Ai văzut și tu, nu? S-a uitat la noi! S-a uitat la tine, nu la noi! Crezi? Sunt sigură! Doamne, e clasa aia de-a 12 care învață dimineață. Auzi? Dacă stăm chiar în aceeași bancă și noi nici măcar nu știm asta. Adică, imaginează-ți, ar fi destinul. Ei, poate nu stă chiar în banca ta, dar e bine că te-a observat. Ce păcat că e a 12-a. Mine oricum cred că are iubită. Nu avem de unde să știm. Ba da, l-am văzut eu cu o fată de la B. Și ce crezi, se țineau în brațe. Oamenii se mai și despart. Da, sper. Dar nu știam că e așa mare crash pe el. Sincer, nici eu. Dar acum arată mult mai bine după vacanță. Parcă ar fi prințul broscoi băiatul ăsta. Tu n-ai văzut cum arăta într-a 10-a? Acum 2 ani, când era de vârsta noastră? Exact. Mai eu l-am văzut prima dată anul trecut. Și oricum nici atunci nu arăta chiar atât de bine precum arată acum. De la cursurile de surfing se trage. Ce? Tu nu-l urmărești pe Insta? A fost la surfing toată vara în Portugalia. De unde crezi că are bronzul ăla? Doamne, cât aș vrea să mă placă doar... Doar imaginează-ți! Să fie vară, noi doi pe o plajă, notând împreună. Păi, ar putea să se întâmple asta chiar acum, dacă ei spune ce simți. Uite, poți să-i dai alt. Păi și nu o să-și dea seama că-mi place de el? Păi și nu asta e ideea? Da, dar mi-e cam rușine. Și oricum asta ar însemna să stau, să șterg posele vechi, să pun altele noi. Acum îmi place că nu ai încredere în tine. Hai, lasă, ai tu încredere și pentru mine. Mi-ar plăcea să te vezi și tu așa cum te văd eu. Uite că au ajuns și siamezele. Bună și ție, Sorina. Da, ți-vă. Se spune te rog. Hai, Ale, las-o. Doar știi că Sorina atâta poate. Dacă mă cobor la nivelul ei, nu mai rămâne cu niciun fir de păr în cap. Uite. Ce e? Vino în comunitatea secretă Vocea Iubirii. Ce-o fi asta? Descarcă aplicația și joacă jocul online care te aduce mai aproape de iubirea vieții tale. Wow, ce lame sună. Zici? Sigur e ceva schimb să-ți ia datele. Mă, nu cred. O fi ceva joc tâmpit. Vrei să-l joci? Vrei să vezi dacă Teo este iubirea vieții tale? Mă jur că nu o să-ți mai zic nimic niciodată. Știu foarte bine că n-am cum să nu fac mișto de chestiile astea. Bine, dar hai măcar să ne grăbim. Am convins-o pe mama să face brioșe cu ciocolată. Și n-aș vrea să întârziem. Brioșe cu ciocolată? Poți să iau două, please? Nu mai gândesc. Depinde cât mișto faci de mine până acasă. O să-mi fie greu să mă abțin, dar promit că fac tot posibilul. Merge? Foarte bine. Da. Acum că știam că avem brioși, am învățat mai cu spor. Mă bucur să aud asta. Poftim, poftă bună! Mami, să știi că te lingușești doar ca să mai faci. Nu-i adevărat! Mami, doar știi că de mult îmi place să fac prăjituri. Timp să am, că în rest e foarte relaxant pentru mine. Mă bucur mult că îți place. Sunt cele mai bune brioșe din lume. Chiar dacă te lingușește, a trebuit să recunosc. Chiar sunt bune. Mă bucur tare mult. Dar faceți și voi o pauză, bine? Mai lăsați și voi lecțiile deoparte. Trebuie să vă mai bucurați de viață, să vă relaxați. Uite, mami, eu mă duc în oraș cu colegele la un film, da? Dar dacă ai nevoie de ceva, să mă suni, bine? Sigur, mami. Doamne, ce cool e mama ta, nu vine să cred. Să știi că nu e tot timpul așa. Dar da, pe total chiar e ok. Pot spune că sunt mulțumit. Când zici că ai face un review pe Google. Încerc și eu să fiu obiectivă. Ia uite cine a păstrat bilețelul.
E bună brioșa aia, nu? Mhm. E, atunci să nu faci mișto de mine, da? Hai, hai să vin degeaba cu aplicația. Ia să vedem despre ce este vorba. Uite, e un fel de test. Prima întrebare. Câți ani ai? 15. Unde locuiești? București. Liceul și clasa. Nu e cam intruziv? Ai mai toată lumea știe în ce liceu suntem. Nu e așa mare secret. Dacă zici tu? Florile preferate. Hortensii. Culoarea preferată. Albastru. Ok. Gata, end quiz. Ia să vedem. Felicitări! Ai trecut la următorul pas. Vocea iubirii este un love game din 7 pași, la finalul căruia îți vei cunoaște iubirea vieții tale. Pentru moment, deschide mesajul următor și parcurge cu atenție instrucțiunile care te vor duce mai departe. Love, înainte să deschizi orice mesaj, promitem că nu le dai datele de pe card, please. Și la ale, nici măcar n-am card. Nu știu, promitem că nu le dai adresa de acasă sau CNP-ul. Promit, ok? Acum poți să deschizi mesajul? Bună, Lavinia! Eu sunt Vocea și am o surpriză pentru tine. Un cadou de bun venit prin care vreau să-ți răsplătesc încrederea și să-ți dovedesc prietenia. Ești pregătită să descoperim împreună iubirea vieții tale? Mamă, ce vrăjeală are! Sunt super pregătită! Go! Mâine la ora 16 vine o grădina japoneză la Piatra Mare de lângă pod. Te așteaptă o surpriză doar pentru tine! Oare ce-o fi? Habar n-am. Ale, te rog, te rog, te rog, promite-mi că vii cu mine! Bine, dar doar dacă mai poți să iau o brioșă. Și ceva, uite! Ia-le pe toate! Pod. Uite aici, piatra de lângă pod. Sau o fi pe aici? Uite aici, o piatră mai mare. Wow, oare asta o fi? Uite! Sunt hortensii! Florile mele preferate! Și sunt albastre, culoarea ta favorită. Uite, are și un plic. Felicitări! Dacă ai ajuns aici, înseamnă că îți dorești să mergi mai departe. Mă bucur mult! Haide să ne cunoaștem mai bine în seara asta. Asigură-te că ești acasă și că nu te deranjează nimeni la ora 10, când vei primi un nou mesaj de la mine. Să ai o zi superbă! Wow! Vezi, ai grijă să nu le rupi. Da, mă uit să nu ai rupt un microfon. Da, pe bune! Astăzi la ora 10. Diseară avem D&D. Oh, da, ce păcat. Auzi, dar tu nu simți mirosul ăsta? Ce miros, de hortensii? Nu, de brioșe cu zmeură și ciocolată. Dacă ziceai? Mai e puțin. Totul ok? Da, mama, sigur. Hai că eu mă bag la antrenament, da? Aveți ceai cald jos dacă vreți, bine? Mulțumim că aveți grijă de noi. Vă pup. Să fiți cu minți, bine? Da, 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 suntem. Haide, să vedem ce mi-a scris. Hai să vedem. Felicitări, Lavinia. Ai ajuns la pasul 3. Pentru a merge mai departe, ai nevoie de o lumânare și de o oglindă. De o lumânare și de o oglindă... Stai așa, cred că am. Wow, asta sună foarte ciudat. Pe vremea lui maică-mea se spunea că dacă pui un lighean cu apă în fața oglinzii și aprinzi o lumânare, o să-l vezi pe dracu în oglindă. Ah, degeaba încerc să mă sperii.
Acum ai nevoie doar de un telefon pentru a filma ceea ce urmează să spui în fața oglinzii. Asigură-te că lumina e stinsă și ai doar o lumânare care îți luminează chipul din oglindă. Lavi, tu fumezi? Nu, normal că nu. Am confiscat-o de la tata, că îmi plăcea modelul. Dă-mi telefonul tău. De ce? Sau, de fapt, nu, nu mi-l da. Dar vină tu aici și filmează-mă cumva de la distanță, dar vezi să nu te vezi tu în oglindă. Auzi, Lavi, dacă vocea îți spune să te arunci în cap, tu o să te arunci? Doamne, cât ești de enervantă! Am avut o înțelegere, bine? Da, brioșii cu ciocolată în fiecare vineri tot semestrul, dar mi-e mai frică pentru tine decât dacă mă îngrași sau nu. Relax, că o să fie totul bine. Și oricum, poate la finalul provocărilor, o să dau chiar de Teo. Cum ar fi? Păi, ai putea să dai de el chiar acum, dacă nu ai mai ascultat de vocea asta enervantă și îi spune ce simți. Mă filmezi, da? Mhm. Acum repet următoarea frază în fața oglinzii. Sunt Lavinia și am aprins această lumânare pentru a arăta sufletul meu pereche unde să mă găsească. Wow, nu e deloc creepy toată chestia asta. Ai filmat, da? Da, am prins chiar partea aia. Ce bine! Hai, trimite-mi și mie ca să pot să încarc pe aplicație. Ești sigură? Nu mi se pare ok să trimiți asta oriunde pe net. Dar nu e oriunde pe internet. Ai scrie clar că o să rămână doar în contul meu. Dar, na, trebuie o dovadă ca să poți trebui la pasul următor. Lavi, te rog eu, fac orice ca să te ajut să te bagi în seamă cu Teo. Numai nu trimite înregistrarea. Serios, Ale? Adică, da, apreciez că ești îngrijorată și așa, dar pe bune, am luat deja decizia asta. M-a sunat mama, trebuie să răspund. Alo, mam. Da, sunt aici. Sigur. Așa repede. Bine, pa, și eu te pup. A spus că vine să mă ia, că e în zonă. A, păi, ok, atunci ne vedem mâine la liceu. Păi, nu ești supărată? Nu, normal că nu. Înțeleg. Nu ai zis că vrei să rămân la tine seara asta? Da, dar puteam să ne uităm la film și weekendul viitor. Ok. Bine.